rău că primul video Pretty Tech atinge un subiect atât de sensibil și atât de trist. Dar din cauza ultimelor evenimente petrecute în România, zic eu că este important să ne amintim sau să învățăm cum ne putem salva singuri din situații periculoase. E adevărat, sunt foarte importante și circumstanțele, dar haideți să facem tot ce putem noi să ne salvăm dintr-o situație periculoasă, indiferent dacă este vorba de un atac terorist, de vreun accident, dezastru natural sau pur și simplu de deteriorare gravă a stării noastre de sănătate. Device-ul pe care îl țin fiecare zi cu tine îți poate salva viața, mai ales dacă este un smartphone. Nu doar că poți suna rapid la 112, dar dacă folosești un smartphone, acesta te poate localiza instant. După evenimente tragice din România, instituțiile statului au lansat aplicații mobile ce îți pot salva viața. Dar și producătorii de telefoane mobile s-au gândit la setări implicite ce te pot ajuta în cazul unui dezastru. Un articol extrem de lung cu toate aplicațiile și toate informațiile și setările care te pot ajuta într-o situație periculoasă am postat pe blogul meu. Tot acolo veți găsi și link-uri către toate aceste aplicații, majoritatea dintre ele sunt gratis. Știu că acest video e destul de lung, de aceea, în descriere, am postat și link-uri cu minutul la care discut despre fiecare aplicație în parte. Eu vă recomand să vă uitați la tot videoul, dar puteți folosi și acele link-uri ca să săriți la aplicațiile care vă interesează. Vă recomand tuturor să vă instalați pe telefonul vostru smart, dar și pe telefonul celor dragi, următoarele aplicații. Apel 112 pentru Android și iOS. Aplicația este gratis și îți permite transmiterea automată a coordonatelor geografice exact de pe telefonul mobil al persoanei care raportează o urgență pe teritoriul României, direct la serviciul 112. Dacă are o conexiune de date activă și un telefon compatibil cu funcția de localizare. Aceasta este chiar descrierea oficială a aplicației. După situația tristă care ne-a șocat în ultima perioadă, cred că este important să avem instalată această aplicație. Partea proastă este că odată ce a fost transmisă locația, trebuie să rămâi în acel loc. Aplicația nu face o actualizare a locației tale exacte. DSU, Android și iOS, aplicație oferită gratis. Mulți râd de notificările primite prin RO Alert, mai ales că acum este o perioadă de test și se trimit în fiecare zi astfel de notificări. Dar eu cred că este important să avem un sistem care notifică toate persoanele afectate dintr-o anumită zonă, chiar dacă au sau nu au o aplicație instalată pe telefon. Pentru a primi și mai multe detalii despre ce se întâmplă într-o zonă afectată, poți instala aplicația Departamentului de Situații de Urgență. În aplicația DSU sunt incluse și știri legate de situații de urgență, alerte meteo, inundații sau drumuri blocate. De asemenea, utilizatorii aplicației DSU vor primi push notifications de fiecare dată când apare o alertă în zona lor de interes. Oricine este martorul unei situații de urgență, fie că este vorba de inundații, alunecări de teren, incendiu sau accident rutier, va putea trimite fotografii sau videouri către Departamentul pentru Situații de Urgență. Există și o secțiune Învățare, unde utilizatorii au acces la 10 de articole despre ce ar trebui să facă în caz de cutremur, inundații, incendii, cum să acorde primul ajutor sau ce măsuri salvatoare rapide pot fi luate dacă sunt puși în fața unei situații de urgență. Chiar există și un test pe care îl poți da să vezi dacă ești pregătit pentru o situație extremă. ICE, in case of emergency, pentru Android și ICE Medical Standard pentru iOS, ambele aplicații gratuite. Cele două aplicații fac același lucru. Afișează o notificare permanentă pe telefon, chiar dacă este blocat. O notificare care poate fi accesată fără a deschide telefonul și care oferă informații despre tine, precum nume, adresă, persoană de contact, grupă sanguină, alergii sau orice alte informații consider că sunt importante în caz de urgență. Eu am instalat aplicația pentru că mi se pare utilă și dacă pierd telefonul și este găsit de cineva care vrea să mi-l înapoieze. Aveți grijă să nu aveți notificările blocate dacă telefonul e închis. Dezactivați această opțiune din setările telefonului. Trusted Contacts pentru Android, aplicație tot oferită în mod gratuit. Aplicația de la Google permite utilizatorilor să dezvăluie unor contacte stabilite anterior locul unde se află. În plus, contactele de încredere pot oricând să vă solicite locația. Dacă totul este în regulă, poți refuza cererea. Dacă nu poți răspunde, ultima ta locație cunoscută este partajată automat într-un interval de timp ales de tine. Opțiunea funcționează chiar dacă ești offline sau dacă telefonul tău nu mai are baterie. Și mai interesant e că poți programa o alertă de locație. Contactele tale vor fi atenționate dacă ajungi într-o zonă periculoasă. Panic Alarm pentru Android, aplicație gratis.
Panic Alarm este o aplicație extrem de simplă, iar dacă tu crezi că nu poți striga sau nu poți tipa destul de tare, trebuie doar să deschizi aplicația, apeși pe ecran și alarma o să se audă foarte tare. Cu siguranță o să atragă atenția tuturor celor din preajmă. Nu am găsit așa ceva pentru iOS. Dacă știți o astfel de aplicație, vă rog să-mi lăsați un comentariu cu linkul ei în secțiunea de comentarii de la acest video. Inovagria Meteo pentru Android și iOS costă 9,99 euro pe an și este gratis timp de 30 de zile. Aplicația Inovagria Meteo oferă avertizări meteorologice și buletine agrometeorologice. Aplicația costă 9,99 de euro pe an, accesul fiind gratuit în primele 30 de zile. Deși aplicația Telegram este una de instant messaging, așa cum este și Facebook sau WhatsApp, ea oferă și câteva opțiuni extrem de interesante. În aplicația Telegram poți crea grupuri de până la 200.000 de persoane, cărora le poți trimite documente sau videouri și chiar poți crea boți pentru activități specifice. Un astfel de grup este Alertă cu tremur, organizat de INFP, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Scrie în câmpul de căutare Alertă cu tremur, underline bot și selectează prima opțiune. Apasă Start pentru a începe interacțiunea cu botul Alertă cu tremur. Va apărea o listă cu comenzile disponibile. Alege opțiunea alertă dând click pe ea sau scriind-o efectiv în câmpul de mesaj. Dă click pe butonul Citește termeni și condiții și acceptă. Apoi trebuie să introduci numărul de telefon și adresa ta de e-mail. Aceste date sunt stocate de INCDFP și confirmă decizia ta de utilizare a serviciului de alertă pe propria răspundere, în fața autorităților. Vei primi acces pe 4 canale de alertă și unul pentru educație seismică. Poți utiliza mai multe canale în același timp, în funcție de preferințele tale pentru pragurile de magnitudine ale alertelor. Salvamont pentru Android și iOS, aplicație gratis. În aplicația Salvamont, lansată de Vodafone, utilizatorii pot notifica în timp real dispeceratul Salvamont cu ajutorul butonului SOS. Echipele Salvamont pot localiza poziția telefonului, coordonatele geografice și nivelul bateriei. Chiar dacă telefonul nu mai este în raza de acoperire a rețelei de telefonie folosite, traseul parcurs va fi memorat pe perioada monitorizării, iar la prima conexiune în rețea, dispeceratul Salvamont va putea vedea din nou coordonatele locației utilizatorului. Totodată, în aplicație sunt disponibile și avertismente montane, informații despre starea vremii, trasee, contactele și locațiile cabanelor din țară și informații despre peste 70 de pârtii. Special pentru utilizatorii Vodafone, traficul de date în cadrul aplicației este gratuit. În plus, și cele mai cunoscute aplicații de socializare oferă soluții în situații de urgență, unele dintre ele chiar mult mai bine puse la punct decât aplicațiile oferite de instituțiile statului. Facebook oferă Safety Check. Atunci când un incident, cum ar fi un cutremur, un uragan, un atac terorist, se produce acolo unde oamenii ar putea fi în pericol, o agenție de raportare a crizelor mondiale alertează Facebook. Înainte era destul de ușor ca oricine să se tăguiască ca safe. Acum, doar dacă mai multe persoane din zona afectată postează despre incident, opțiunea Safety Check va fi activată automat, iar persoanele din zonă pot primi o notificare de la Facebook pentru a se marca în siguranță. Persoanele care dau click pe opțiunea Safety Check pot vedea dacă prietenilor sunt în siguranță, dacă aceștia s-au marcat ca fiind safe. O altă opțiune foarte utilă de la Facebook este Live Location. Pentru a partaja locația live într-un mesaj, alege pictograma locație sau pictograma mai multe și apoi selectează locație în funcție de device-ul pe care folosești. Vei vedea o hartă a locației tale actuale și opțiunea de a distribui locația live către prietenii tăi. Dacă alegi să oferi locația live prietenilor tăi, ei vor putea vedea unde te afli pentru următoarele 60 de minute. Vei vedea și o estimare a duratei pentru a ajunge în locațiile unde se află prietenii tăi. Poți opri opțiunea în orice moment, trebuie doar să alegi Stop Share. Iar o altă opțiune de la Facebook este și Nearby Friends. Nearby Friends îți permite să le arăți prietenilor sau unui grup de prieteni locul cu aproximație unde te afli, precum și la ce distanță de ei. Dar doar prietenii care au și ei această funcție activată vor putea vedea zona în care te afli tu. De reținut este că pot vedea zona, pe o rază de aproape 1 km, nu locația exactă. Această opțiune mai oferă și posibilitatea de a transmite locul în care te afli în real time, de cât timp ești acolo, precum și un mesaj legat de ce faci sau intenționezi să faci acolo. WhatsApp Share Live Location.
Exact ca la Facebook, funcția locație live îți permite să partajezi locația ta în timp real pentru o anumită perioadă de timp cu participanții la un chat sau grup individual. Poți controla dacă și în cât timp vei raporta locația live. Odată oprită sau după ce s-a terminat timpul setat de tine, locația live nu va mai fi distribuită. Cu toate acestea, participanții la chatul sau grupul în care a fost împărtășită locația live vor continua să vadă ultima locație actualizată. Această caracteristică este criptată end-to-end, ceea ce înseamnă că doar prietenii cu care tu ai distribuit locația o pot vedea, nu pot da mai departe această informație. WhatsApp Voice Recording. În funcție de situație, de ajutor poate fi și transmiterea unui mesaj vocal către un prieten sau grup de prieteni. Pe WhatsApp, dar și pe Facebook Messenger, este foarte ușor să faci acest lucru. Sunt două modalități pe care trebuie să le încerci ca să te înveți cu ele. Pentru a trimite rapid un mesaj vocal, deschide un chat, atinge și ține iconița de microfon apăsată și începe să vorbești. După ce ai terminat, dă drumul iconiței microfon. Mesajul vocal va fi transmis automat. Pentru a înregistra un mesaj vocal mai lung, deschide un chat, atinge și glisează în sus iconița microfon pentru a menține înregistrarea fără să mai atingi telefonul. După ce ai terminat, apasă trimite pentru a trimite mesajul. Interesant e că nu există o durată maximă a înregistrării. Ea depinde doar de spațiul de stocare al telefonului tău. Poți încerca și opțiunea de înregistrare video, desigur. Ce vă mai recomand este să vă creați pe WhatsApp un safety group, un grup cu 2-3 persoane pe care să le apelați în caz de urgență. Dacă sunteți într-o situație periculoasă, este mai bine să trimiteți locația, un mesaj vocal sau o înregistrare către toate aceste persoane, nu doar către o singură persoană, mai ales că poate nu sunt conectate la internet în acel moment. Unele telefoane vin chiar preinstalate cu opțiuni în caz de urgență. Google pune la dispoziție foarte multe setări extrem de utile. În primul rând, poți adăuga detalii la informațiile de urgență. Deschide setări, alege utilizator și conturi, apoi informații de urgență. Pentru a introduce informații medicale, alege editați informații. Există și o secțiune separată în care poți introduce contacte de urgență. Alege adăugați contact. După ce ai configurat toate câmpurile, oricine poate găsi informațiile tale glisând pe ecranul de blocare și alegând urgență, apoi informații de urgență. O altă opțiune este să adaugi informațiile tale direct pe ecranul de blocare. Android îți permite să pui orice mesaj pe ecranul de blocare. Deschide aplicația Setări, alege Securitate și Locație, apoi alege Blocarea ecranului, Setări și Blocare mesaj-ecran. Introdui informațiile dorite, cum ar fi contactul principal de urgență sau orice condiție medicală relevantă și apasă Salvează. Aceste opțiuni se pot seta fără a instala o aplicație suplimentară, direct din setările telefonului tău cu Android. Pe telefoanele Samsung poți activa opțiunea SOS Messages. Opțiunea îți permite să adaugi 4 contacte de urgență pe care le poți contacta foarte rapid. Trebuie doar să apeși de 3 ori la rând pe butonul de pornire a telefonului. Când este declanșată setarea, un mesaj de urgență cu locația ta, 2 fotografii făcute instant, una cu camera principală și cealaltă cu camera foto secundară și un mesaj audio de 5 secunde înregistrat exact în acel moment, vor fi transmise automat către contactele selectate de tine. Iată cum să configurezi această opțiune. Deschide setările telefonului tău, selectează Advanced Features și alege Transmiteți mesaje SOS. După ce accepți termenii, vei putea configura mesajele SOS și vei putea alege contactele. Interesant la această opțiune este că poți transmite foarte multe informații, și locația ta, și un mesaj personalizat, și 2 poze, și un mesaj vocal de 5 secunde. Pe device-urile Apple poți folosi aplicația Health. Toate iPhone-urile vin cu aplicația Health instalată, care împreună cu măsurarea pașilor și a altor date despre sănătate, vă permite să configurați un ID medical, precum aplicația ICE de care v-am vorbit înainte. Acest ID medical va afișa informații personale de bază, informații medicale importante sau numere de contact de urgență atunci când sunt accesate de pe ecranul de blocare. În plus, contactele tale de urgență vor putea fi contactate și vor vedea locația ta dacă faci un apel folosind funcția SOS de urgență. Pentru a configura ID-ul medical, deschide aplicația Health, selectează Medical ID, apasă Editare în partea de sus a ecranului și asigură-te că glisorul afișat când este blocat este verde. Completează toate câmpurile, chiar dacă există o secțiune care nu este relevantă, cum ar fi condiții medicale sau alergii și reacții. Este mai bine să pui niciuna în loc să o lași goală pentru a evita orice confuzie. Emergency SOS funcționează aproape la fel ca SOS Messages de pe telefoanele Samsung.
După ce ai adăugat contactele de urgență în aplicația Health, așa cum v-am explicat mai devreme, este suficient să apeși pe butonul Home de 5 ori la rând pentru a trimite un apel de urgență către acele contacte. iPhone-ul le va trimite locația ta curentă și, pentru o perioadă de timp după ce ai activat modul SOS, trimite localizări atunci când locația ta se schimbă. Nu am reușit să aflu care este perioada de timp, nu am testat niciodată această funcție pe iOS. Dar poți schimba setările ca apelul să fie direcționat către 112, nu către contacte. Find My Friends. Cu Find My Friends de la Apple, utilizatorii pot urmări și monitoriza prietenii prin intermediul dispozitivului mobil. Locul în care te afli este distribuit acelor contacte pe care tu le-ai ales și care pot să te găsească în caz de urgență. Trebuie să ai activat și serviciul locație pe telefonul tău mobil, desigur. Aplicația poate fi folosită și pentru supravegherea copiilor, având funcție de control parental. Vă recomand și un site și o aplicație cu rol educativ. Vă recomand să vă uitați cu atenție la toate informațiile transmise acolo. Pe platforma fipregătit.ro poți găsi ghiduri informative pentru situații de urgență, cum ar fi cutremuri, inundații, prim ajutor, caniculă, viscol și așa mai departe. Pe site vei găsi și o trusă de supraviețuire, ce reprezintă un plan detaliat cu recomandări pentru supraviețuire, de la pregătirea unui rucsac pentru situații de urgență până la stabilirea unor puncte de întâlnire cu familia în caz de dezastru. În site vei găsi și campaniile derulate de Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Poți instala pe Android și manual de prim ajutor. În aplicație găsești soluții de prim ajutor pe categorii, explicate într-un limbaj accesibil, însoțite de ilustrații și de videouri. De asemenea, numărul de urgență 112 poate fi apelat din orice secțiune a aplicației. Sper să nu aveți nevoie de aceste aplicații și setări, dar este mai bine să fii pregătit pentru orice, nu? Dacă cunoști alte aplicații sau setări ale telefonului tău care pot fi utilizate în caz de urgență, te rog să-mi lași un comentariu în secțiunea de comentarii de la acest video. Voi avea grijă să le includ în articolul de pe blog. Nu uitați că cel mai important este să fiți în siguranță!